este la poartă. N-am vorbit cu nimeni, stați să vină pe ei, că tot ești cu Bună ziua! În primul rând, aș vrea să precizez că prezența polițiștilor din cadrul secției 4, poliție și nu numai, în fața dumneavoastră, este ca urmare a unor mesaje care s-au rostogolit pe mass media și în acest fel, fiind percepute trunchiat, au dus la denigrarea, într-un mod necorespunzător, a probității morale și profesionale a comandantului nostru. Țin să fac precizarea că activitatea poliției nu este întreruptă, se desfășoară în mod normal. Noi, cei care suntem prezenți în fața dumneavoastră, fiind fie din timpul liber, fie în pauza de masă. Bun, acum comentați-ne dumneavoastră cum vi s-au părut la o primă vedere acele afirmații pe care le-a făcut domnul comisar șef. Cu privire la mesajul apărut pe site-ul Europol, pe pagina de Facebook. Colectivul acestei secții consideră că a fost un mesaj trunchiat și care a dus, așa cum am spus anterior, la o deformare a realității. Dar acele cuvinte jignitoare au existat. Domnul comisar șef a vorbit cu dumneavoastră așa? E un lucru normal să vorbiți așa? Îl considerați un gest părintesc, prietenesc și așa mai departe? Timp de 4 ani de zile, niciunul dintre colegii mei, și puteți să-i întrebați pe fiecare dintre ei, nu s-a simțit amenințat, nu s-a simțit hărțuit, nu s-a simțit în vreun fel ostracizat. Mai mult decât atât, suntem cu toții, pe care îi vedeți în fața dumneavoastră și sunt mulți care n-au fost prezenți datorită schimbului de noapte, datorită faptului că nu sunt în localitate, toți suntem indignați de felul în care această știre a fost propagată. Deci nu vă deranjează nici acțiunea domnului comisar șef și nu vă deranjează nici atitudinea colegului dumneavoastră. Afirm, vă deranjează ce a apărut în presă, de fapt. Ascultați-mă. Ceea ce eu afirm. Vreau să răspundeți concret. Concret vă răspund. În cadrul Ministerului de Interne există structuri specializate care desfășoară activitate de cercetare și care stabilesc existența sau inexistența vreunei abateri sau altfel de fapte. Dacă un polițist greșește, se efectuează o cercetare și în urma cercetării se iau măsurile legale. Dar niciodată nu vom fi de acord ca cineva să fie denigrat și linșat mediatic fără minimum de verificări. Noi, polițiștii acestei secții și nu numai, susținem activitățile sindicatelor, le considerăm utile câte vreme reflectă realitatea și sunt în sprijinul polițistului. Drept urmare, polițiști din cadrul acestei secții au hotărât să se retragă din cadrul acestui sindicat, întrucât consideră că nu-i mai reprezintă. Ce pot să vă mai spun eu este că scrisoarea deschisă pe care am semnat-o la momentul respectiv doar 43 de polițiști. Vreau să-mi spuneți exact ce vă intriga anume. Pe noi, așa cum am scris și am lăsat pentru dumneavoastră și în acea scrisoare, ne intrigă faptul că s-au preluat frânturi dintr-un mesaj fără să se facă minimum de verificări, fără să se dorească aflarea contextului. Dar acele mesaje au apărut tot din grupul dumneavoastră, tot din rândul colegilor dumneavoastră. Îl considerați pe acel polițist la care făcea referire domnul comisar șef de vină pentru acest lucru? Cu privire la vinovăția unui polițist se poate pronunța doar un organ abilitat. Moral, doamnă. Nu sunt în măsură să mă pronunț nici cu privire la responsabilitatea cuiva din punct de vedere moral. Bine, să-mi spuneți cum vă numiți și funcția dumneavoastră. Comisar de poliție Brândușoni Mihaela. Cum? Brândușoni Mihaela. Mulțumim. Este unei acțiuni de susținere a comisarului șef de la secția 4 de poliție. Ce v-a determinat să faceți acest lucru? Bună ziua, mai întâi. Nu m-am alăturat unei acțiuni de susținere a comisarului șef de la secția 4 de poliție. Sunt președintele Corpului Național al Polițiștilor Timiș și am venit aici ca să asigur pe toată lumea, având în vedere că dumneavoastră filmați, că polițiștii și-au făcut, își fac și își vor face datoria. Vom servi și vom proteja interesele cetățeanului peste tot unde vom fi. Nu sunt de o parte sau de cealaltă și pot să vă asigur că cred eu că de către domnul inspector șef s-a declanșat o cercetare prealabilă.
Iar în urma acestei cercetări se va stabili eventuală vinovăție a fiecare dintre ei. Nu am venit să sprijin pe nimeni. Cum vă cheamă? Comisar șef Viorel Tilca. Sunteți de acord ca domnul Alin Popa să-și dea demisia din funcția de... Nu, în niciun caz. Consider că domnul comisar șef a obținut acest post în urma unui examen și nu cred că este normal să își dea demisia pur și simplu. Cum am spus, în urma cercetării se va stabili dacă e vinovat și în ce măsură și se vor lua măsurile în consecință. După ce dumneavoastră ați citit acele mesaje în totalitate, așa cum au fost ele difuzate, ce părere v-ați făcut? Ca și coleg și șef, pot să spun că nu agrez un anumit gen de limbaj. Sigur că da, pentru asta, dacă va fi să fie găsit vinovat, cum am spus, cred că va fi sancționat. Cum comentați dumneavoastră ce l-a apărut în spațiu public? Eu pot să vă spun că în urmă cu 2 ani, timp de 6 luni, am fost adjunctul domnului Popa la această secție. Sunt unul dintre cei 4 care a primit sub aceea de 500 de lei, care în luna decembrie ne-a chemat pentru disponibilitate și pentru eforturi depuse împreună cu încă 3 colegi, Ciocânaru, Minodor, Gota și Nemeș Vasile, ei trei împreună cu mine, datorită eforturilor pe care le-am depus pentru a coborî infracționalitatea la nivelul secției, am fost din partea dânsului, să zicem între ghilimele, premiați cu suma aceea. Niciunul dintre noi n-a vrut să primească acea sumă, dar pe același ton pe care care consider eu umoristic al dânsului și stilul de expresivitate al dânsului, ne-a spus la fel că dacă nu luăm banii, ne întreg cu ghilimele de rigoare, ne va bate. Aceasta era modalitatea dânsului de exprimare fără a avea vreo formă de amenințare sau vreo formă de a jigni persoanele. Dânsul se purta astfel încât să încerce o motivare sau o dojenire, să zic așa, în cazurile de față. Bun, ați spus că ați fost ajunsul domnului comisar șef. Ați avut și dumneavoastră și ați interacționat cu acest polițist pe care dânsul îl mustra? Acest polițist la momentul acela nu făcea parte din colectivul secției 4. Da, ce puteți să ne spuneți dumneavoastră ca și coleg despre el? Nu îl cunosc personal pe acest coleg, încă o dată nu pot să mă pronunț pe privire la acest lucru, dar consider că este nevoie de o anchetă, astfel încât o cercetare disciplinară a dânsului care să stabilească dacă este vinovat sau nu este vinovat. La fel, toți colegii din cadrul secției trebuie să spună cuvântul dacă s-au simțit în această perioadă cât a fost domnul Popa la comandă, dacă s-au simțit lezați sau amenințați în vreun fel de prin acțiunile dânsului. A greșit domnul Popa că nu a luat măsuri mai din timp în ceea ce îl privește pe acest coleg? Nu pot să vă pronunț pentru că nu cunosc exact dacă a luat măsuri sau care au fost activitățile de dinaintea acestui incident. Bun, să ne spuneți, vă rugăm, cum vă numiți? Subcomisar Drăcea Radu.